Bună dimineața! Ce faceți, dragilor? Astăzi o nouă aventură în 6 dimineața și plecăm spre Rarău. Bun, sunteți ok? Da, totul bine? Servus, bună! Hai să trăiești! Da, lasă-mi în comentarii, te rog, dacă ți-a plăcut vlogul nostru cu ATV-urile la Rarău, dacă, Doamne ferești, nu l-ai văzut, noi ne-am luat măsuri de siguranță și ți-l vom arăta, uite, aici. A, și să nu uit, abonează-te, e foarte important pentru noi, ca să remărim comunitatea, și pentru tine e important pentru că dacă te abonezi și dai click și pe clopoțel, atunci când noi vom posta un video nou, vei fi notificat, vei primi niște înțare. Uite, Sergiu și ai lui au postat un clip nou. Eu estimez că o să-ți placă ce o să facem în perioada următoare, pentru că interesul nostru e să descoperim cât mai mult Ghișce, județul, acasă la noi. Să vedem cum e, ce locuri frumoase sunt, pentru că sunt foarte multe și mulți nu le cunoaștem sau nu le cunoaștem așa cum ar trebui. Și atunci facem noi chestia asta pentru tine și îți arătăm. Bună dimineața, sunt Sergiu Rusu și astăzi vom merge pe Rarău, în cod de secular de la Sletioara. Era să pierd momentul ăsta inedit în care ghidul îi explică traseul. Mai zi o dată. Zi-mă cum ai spus mai înainte, când dau drumul la cameră, te blochezi, cum ai spus mai înainte? Nu m-am blocat, vreau să spun iertați-mi, Sergiu Rusu, pentru atipicul situației, el nu e obișnuit, el are cenar de acasă, mai ales la ordinea asta, că se trezește în fiecare zi la 5 și a dat în fiecare seară la 10. E derutat. Deci, te rog. Astăzi vom face traseul Moara, Groaful Morului, Frasin, Stulpicani, Slătioara, Slătioara Șaua Ciobanilor, Popira Răului și înapoi venim prin codrul secular Slătioara. Monumentul Nescu. Știi asta? Drum bun! Drum bun! Eu zic să-mi facem în camera. Așa! Am ajuns la Slătioara, punctul de pornire a traseului nostru de astăzi, o să facem un circuit. Aici vă arată traseul, da? Crucea albastră și vedeți semnul la dreapta. Pentru cineva care nu e atât de experimentat, da? Și nu cunoaște traseul, nu... și vrea să vină cu soția, cu prietenii, cu... Bun, aici traseul e marcat cu crucea albastră, acest traseu pe care îl facem noi astăzi, da? Dar ce trebuie să mai știe turistul nostru, să zic așa? În primul rând, dacă nu cunoaște traseele, să se informeze despre ele. Și cea mai bună sursă pentru acest lucru este Salvamont Suceava, care este și administratorul traseului. Primul mic popas, băgăm puțin carburant și noi și o luăm după aceea, da, de nou, închidem portița, crucea albastră, da, și aici, și acolo, și urmărim traseul.
over, light up every corner, dancing, smoking, plain sight, scheming, dreaming, breathing fire. We're made of stardust, shining high on love drops, riding just to stay wild, roaming, howling in the night. Aproximativ 45 de minute ne-am întâlnit cu niște oameni aici, niște localnici, și ne-au spus că mai avem 20 de minute, asta cu 45 de minute. Spune că de aici mai avem 20 minute. Până la următoarele 20 minute. Urcă! Ștefane, am atins vârful. Mai avem 20 minute, nu? Bă, băiatule. Nu ne-a făcut salariul. Deci unde ajungem? Șaua Ciobanului. Am fost acum 2 săptămâni. Prin spate am fost. ATV-urile. Astăzi avem pocăra Răului și o scoborăm prin Totirescu, codul secular Sălteanu. Ceva. Și de aici mergem, Ștefan, unde? Mâncăm și mergem unde? Păi, uite, mergem popiera Răului. Da? Cel mai aproape acolo, unde e crucea. Unde e crucea, da? Și de acolo să mergem în Totirescu și din Totirescu în codru secular. Codru secular la Slătioara, da? Look around where you are.
I'll forever here to hold your hand. Bă, deci cât mai urcăm? 20 minute. Încă 20 minute, da? Deci, urcăm popii Rarăului aici și după aia începe coborâne. Da, așa. Prin fânețele montanei Todirescu și apoi Codri Seculari Slătioară. De aici începem coborârea. Every step along the way, whatever storms may arise, I'm forever here, right by your side. Sunt convins că nu trebuie să mai spun nimic, uitați-vă și voi la ce e în jur. E cea mai bună carte de vizită a județului nostru. Vizitați județul Suceava, vizitați-vă propriul județ, chiar dacă sunteți din Suceava, Câmpul Lungul, Vatra Dornei, Gura Humorului și multe alte localități unde găsești locuri extraordinare. Noi o să vi le arătăm în următoarele luni tot ce trebuie să faceți, să vă abonați la canalul nostru. Da? Dați subscribe, apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când postăm ceva nou. Deci, am intrat în rezervația în fânețele montane Todirescu. O rezervație naturală, floristică. Aici e plin de flori ca la Ponoare. Dacă nu ați văzut vlogul de la Ponoare, evident că vi-l las aici. Through my inhibition I've become quite sure that I love you the most, that this could be the easiest thing if I'd let it, but I'm too afraid of losing it all, 'cause if I leave everything on the table, then you might break my heart. But I know. Lăsăm în urmă fânețele montane Todirescu și intrăm în Codri Secular Slătioara. Da, am ajuns practic la intrarea în rezervația amenajată a codrului secular de la Slătioara. Din păcate, noi nu mai avem baterii. Această secvență video o fac de pe telefonul lui Ștefan. Suntem și obosiți. Eu personal mi-am descoperit niște mușchi despre care nici măcar nu știam că există. Da, încolo, vedeți, începe rezervația. Am decis să o vedem în altă zi pentru a-i acorda importanța deosebită și să o facem într-un vlog exclusiv.